Global Worth District Live at Gary Live. Take a break, coboară la Gary Live. Bogdan Șerban, ai legătura. Music makes us grow at Global Worth District. Vă așteptăm aici, înainte de toate, băgați-vă în telefoanele voastre deștepte în cap adresa asta, Bulevardul Ion Mihalache, numerele 15-17, foarte aproape de Piața Victoriei. Mai exact, clădirea Global Worth TCI. Aici o să ai, apropo, o parte de câteva premiere. Pe de-o parte, e întâia oară când se întâmplă ca trupa asta la care urmează să vă expuneți timp de două ore să poposească la un Gary Live. Apoi o să fie primul Gary Live în care se va executa în formula asta nouă și Pogo. Și apropo de asta, a fost deja o premieră la probele trupei ăstea. Mai devreme, corporatiștii ce fumau în față au executat pe ce livrați voi niște Pogo așa timid. Acum de afară o să fie aici înăuntru. Revenind, e trupa care a reușit majoratul cu foarte multe întreruperi și schisme, foarte multe formule. E trupa născută în capul unor artiști acum 18 ani pe o bancă în regie. Cum sună atunci când aduci muzică cu mult distors într-o clădire de birouri? O să aflați aici cu cei de la Crize! Global Worth District Live at Gary Live. Take a break, coboară la Gary Live. Bogdan Șerban, ai legătura. Music makes us grow at Global Worth District. Hey.
not my world. Around is the cold. Now I'm free. Now I'm free. Now I'm free. Oh yeah, I'm always alone. Deep in my soul. Always alone. Deep in my soul. I am always alone. Deep in my soul. I'm always alone. Why you? What live inside? I'm living inside of you. What live inside? I'm living inside of you. Abia ne-am stârnit aici. Global Warth District Live at Gary Live. Caută, 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 caută.
Thank you so much, guys. Mulțumim frumos. Global Wealth District Live at Gary Live. De aceea, pentru mine muntele, munte, se zice. De aceea, pentru mine, iarba, iarba se spune. De aceea, pentru mine, izvorul izvorește. De aceea, pentru mine, viața se trește. Uită tot ce ai lăsat în urmă. Alungă tot ce nu vrei să rămâi. Pot să ne ajungă. Global Wealth District Live at Gary Live. De fapt, îi rugăm pe cei care sunt acum blocați în trafic undeva în apropierea Piaței Victoriei sau pe cei din clădirea asta, TCI, Global Wealth TCI de pe Ion Mihalache 1517, să-și lase uniforma acolo la birou sau sacou și să vină aici în lobby, o să le fie mai bine la cap. Prima intervenție, ca de obicei, o facem cu oameni care au fost în preajma a trupei la care acum vă expuneți. E unul dintre componenții trupei Crize de-a lungul ăstor 18 ani, a doua componență mai exact. E Mihai Andrei, a.k.a. Clormut, de la Bridula. Salut! Salut, frate, salut, frate, și salut, frate, că trebuie de acolo. Păi ai auzit reacția, te-au întâmpinat și cu Tobe.
Zi-mi tu, Andrei, Mihai Andrei, când ai dat peste trupa Crize? Oricum, Crize, în perioada care m-am apucat eu de cântat respectiv cu trupa Nociv, era un nume vehiculat la greu în scena underground și de obicei nu eram aia care mereu când sunam la festival, a sunat târziu că Crize au sunat acum 2 luni, mereu auzeam chestia asta. Și devenit obsesiv, zic, bă, dar cine sunt ăștia destul peste tot din timp, erau foarte organizați, Șole era maestru pe faze de atunci. Și eu i-am văzut prima oară la televizor, se întâmpla alternativa Cluba, în Cluba. Stai, la ce televizor, pe ce canal? Oh, TVR 2? Da, TVR 2, era un concurs marțean care cântau câte 3 trupe, au cântat timp de vreo 2 ani sau un an de zile. Și la un moment dat, la un final, trebuia să se dea un premiu, dacă trebuie să aștept și lumea. Stai, e prima oară când se pomenește TVR 2 pe postul ăsta de radio, ce își zice arogant. Radio Gherina. Așa, trebuia să subliniez. Continuă. Am înțeles. Și pur și simplu am văzut trupa, primul care mi-a captat atenția a fost Șole, era o combinație pentru mine, cel de atunci, între Fred Dirt și vocalul de la Sten și am zis, nu e posibil așa ceva în România, trebuie să mă investighez treaba asta, era foarte multă simțire, foarte multă apăsare acolo și a fost dragoste la prima audiție, vedere, după aia am avut marea surpriză și dau pe repede înainte mult aici. Păi nu, fă în ritmul tău. Nu? Nu. Păi ăsta e ritmul meu, pentru că nu mai știu nimic încă. De fapt știu multe între, dar m-aș pierde în detalii și cred că cel mai important este când m-am întâlnit fizic cu ei, m-am întâlnit cu ei în față la un concert al trupei Nociv, în clubul Downster, de pe Moșilor, ceva mega... Ne-am dus și l-am furat, ce să mai... Mai pe scurt l-am furat pe om. Stai așa, acum stai să intervine și Șole. Voi v-ați dus chitit acolo? V-ați dus chitit ca să-i faceți o ofertă? Eu eram cu Ionuț, actual chitarist al trupei Breedlast. Eram împreună acolo și ne uitam, eram geană pe Mihai și n-am putut să plecăm de acolo fără să ne gândim, nu plecăm fără stat aici. Era, a fost, da, păi, mi-a plăcut de el din prima și ne place și azi. L-ai așteptat după concert și ați făcut o ofertă? Nu mai mi-aduc aminte dacă imediat după concert sau ne-am lăsat. Imediat am fost. Bine, auzi, stai, Mihai, acum Mihai povestește imediat. Tu. Și a fost foarte haios pentru că ei erau îmbrăcați chiar de parcă veneau de la un concert de-a lui Fred Dirt sau parcă chiar erau limpiscit, erau toți întoliți frumos, fac, s-a strânat bine pe ei totuși. Eu eram cu niște pantaloni evazați, cu niște tenis de Vega Sport, așa de jogging, cu un tricou mulat, arătam de parcă m-a luat cineva, m-a furat de la Led Zeppelin și m-a băgat la New Metal, dar și între timp mi-am pus și basul în brațe. A fost super ok, dar am fost total neașteptat. Cred că a fost primul gest pe care nu l-aș fi așteptat ever în viața mea ca trupet atunci. Păi, și totuși spune-mi cu ce cuvinte te-au convins, dacă ți-aduce aminte. Vrea să facem o trupă, am avut niște oameni, era că am vândut-o treaba, că eu știam, ajută foarte mult când știi trupa care ți se prezintă în față sau brandul sau numele, așa că țin minte foarte clar că așteptam să termine ca să zic, băi, eu vă știu. Zic, îmi place de voi, știi, dar prima oară a fost refuz din partea mea, că eu aveam o problemă de asta, nu pot să fac, știi? Și era frică să nu mă fac de căcat, pardon, și atunci i-am zis, băi, nu pot. Și după niște discuții în particular cu Ionuț, parcă și cu Șole, am încercat-o și un an de zile a fost blană, a fost foarte, foarte mare. A meritat total, ne-am înțeles cu Mihai extraordinar. A fost o perioadă super bună. Păi, și atunci Mihai, tu acum livrează din anul ăla, cu ce ai rămas? Băi, a rămas cu experiența unei trupe care în perioada era pregătită dincolo de limitele unei simple pasiuni. Adică am văzut logistică, am văzut sesiuni de întâlnire în care discutam despre ce trebuie să se întâmple în trupă, chestii care acum de-abia ne organizăm să le mai facem, oameni maturi fiind. Și am învățat multe, cu toate că probabil n-am recunoscut imediat, dar între timp rămân multe, multe chestii cu tine, pentru că funcționau pur și simplu. Dacă s-ar repeta gestul ăla de acum niște ani, dacă și eu l-ar veni fără Ionuț la tine acum să facă din nou invitația de a reveni în Crize? Știu, păi nu, stai, era o supoziție, nu la personal, stai. Păi da, dar ce facem cu Ionuț? Și el o să fie scandal mare, eu vă zic, o să fie nasol. Mă duc așa către Ionuț și zic... Băi, ok. Nu, glumesc. Pe toți îi cheamă Ionuț, pe toți în combinația asta. Da, exact, ca să ne simtim, știi, că strigă unul Ionuț, pac, ridică celălalt urechile. Unde pleci? Dacă nu te cheamă Ionuț, n-ai ce căuta în trupa asta. Da, ceva de genul.
Așa. Bine, Mihai, îți mulțumesc, noi o să ne întoarcem aici. Am văzut Andrei de la Breedlust, a.k.a. Clor Mult. Global Wealth District Live at Gary Live. Suntem cu Crize! Global Wealth District Live at Gary Live. Hai mă că bag eu de la mine, stai liniște. Vă mulțumim și foarte mult și suntem și foarte încântați și onorați de această invitație, această locație, această seară de luni. Cine s-ar fi gândit? Noi. Iau, iau, iau.
the blood of my nerves. Hit me with another motherfucker, wanna kill me with another word. Hit me with another motherfucker, wanna kill me. Kill me now, hit me with another motherfucker, wanna kill me with another word. Hit me with another motherfucker, wanna kill me. Kill me now. I am the other side. Yeah, I am the rejected one. When I came to bury your fucking side, I came to show you what you got. Hit me with another motherfucker, will it kill me with another word. Hit me with another motherfucker, will it kill me. Kill me now. Hit me with another motherfucker, will it kill me with another word. Hit me with another motherfucker, will it kill me. Kill me now. I'm giving up. I give myself away. I'm giving up. I give myself away. Yeah. I'm giving myself away. I'm giving myself away. I'm giving myself away. I'm giving myself. I'm a murderer, I'm a fucking lama drum. Walk the endless farm, I'm a murderer, I'm a fucking lama drum. Walk the endless farm, I'm a murderer, I'm a fucking lama drum. Walk the endless farm, I'm a murderer, I'm a fucking lama drum. Walk the endless fire. Foarte mult. Ești foarte drăguț cu noi. Eu tot aștept momentul ăla de pogo. S-a ratat pe piesa de adineauri. Global Worth District Live at Gary Live. Chiar acum, Gary Live se cântă pe Radio Guerilla în direct de pe scena amplasată în Tower Center International cu Crize. Take a break. Coboară la Gary Live. Bogdan Șervan, ai legătura. Music makes us grow at Global Worth District. Yes, asta se numește Divine.
by that soft sun, holding your hand into mine. Enough not to let me forget 1 hour heaven. Climbing that hill never to come back, a one-way trip till the end of time, till the end of time. The sunset sand bleeding to death, alone in my new darkness I no longer care. Feeling good and drunk all the time I'm sliding through, alone in my new darkness I no longer care. Feeling good and drunk all the time. For I just for you. For the one who's behind you, all of the stars washed away. The end, there is nothing much left to say. Așa, zi acușole că nu te-ai auzit pe radio, doar aici, zi ce ai spus. Vreau să zic că e genul de loc în care n-am primit nicio niciodată aplauze. Băi, nici general, tu... genul ăsta de loc, cred că nimeni din industria alternativă n-a primit aici. Așa, și apropo de industria asta, există o trupă ce are legătură cu voi, o trupă născută cu 2 ani înainte a trupei Crize și în studioul cărora sau în sala cărora ați născut primul demo, Refulări. Pe cine crezi că am la telefon? Pe Răzvan? Nu, mai încearcă, din tot în zona. Pe Cătă? Nu, mai încearcă. Pe Dan? În sfârșit, salută! Salut, Dan! Dar o stai și la butoane! Hai, salut, băieți! Salut, Dan! Ai auzit, din a treia încercare te-a nimerit. Am auzit, mă, că i-a luat fost în poștia, mai apropiat. Am luat-o și eu, cum s-a putut. Așa, Dane. M-ai văzut, exact. Zi tu, știi prea bine ce se întâmplă, exact, la corporație. O să se întâmplă și cu trupa, acum, anul viitor, la 20 de ani, aniversarea de 20 de ani. Până atunci, zi-mi tu, cum ați dat voi trupa, acum, sau tu, peste trupa Crize? Ați moșit-o? Mă, știi cum e, cred că ne învârteam cu toții cu un fire club acolo, era un club în care ne făceam cu toții veacul și la un moment dat au apărut băieții ăștia de la Crize, care erau foarte bine îmbrăcați și poate pe care le fii atent, mai devreme, Mihai de la Breedlust a spus fix același lucru, s-a luat de cât de bine îmbrăcați erau ăștia de la Crize. Deci înseamnă că erau bine îmbrăcați. Dacă Mihai spune asta. Da, dar asta înseamnă că e ceva ce s-a pierdut din anii 90, ca să fie o trupă bună de rock trebuia să fii îmbrăcat bine? Nu mă, ca să fie o trupă bună de rock modernă, trebuia să te și îmbraci bine, știi? Okay. Așa funcționau lucrurile, ca să demonstrăm că noi suntem noul val de rock, trebuia să te și îmbrăcăm frumos. Am înțeles. Da, să nu te sperie lumea de noi, poate că tipăm pe scenă. Am înțeles. Așa, continuă. Deci, că le-am cu niște haine drăguțe. Da, mă, și atunci ne-am obținut. S-a părut foarte cool că mai erau unii care cântau în zona noastră, așa. Și am făcut o mică brigadă, am făcut mai multe show-uri împreună, am făcut ceva festivaluri de skate, e adevărat și ale, mai zi, mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte perfect, a fost o perioadă absolut minunată aia la început. Când noi eram așa, de-abia apărusem și eram și noi în căutori, ziceam, mamă, uite frate, stă ăștia de la Coma, stăm și noi pe aici, pe lângă. Mai era și Narcoma. Chiar așa era, mi-aduc aminte o scenă, când era fire-ul, era numai cărămizi, așa, adică nu exista încă
mă rog, n-avea pereți, ce să mai... Așa. Și trecea Hefe, așa, era Hefe cu Dan, a? Și mergeau ei doi, coborau scările alea așa, și Hefe cu niște viniluri la sub braț, și mi se părea o imagine din care vreau să fac parte, ca să fiu sincer. Despre asta a fost vorba. Găsiți-te și coanele, am înțeles. Da, da. Cu atunci ne-am întâlnit, da, și au cântat ei piesă, de mi-a rămas în cap putere liberă a voastră. Nu mai știu câte piese am dat asta cea la noi la... Păi nu, și zic cum au ajuns la, cum au ajuns la voi la sală. Ei s-au băgat în seamă, v-au zis, băi, da, vrem la... Noi ne-am băgat, da. Parcă da, parcă așa a fost. Păi, zic, da, da, da. Ne-am băgat în seamă pentru că ei aveau sala de repetiții exact la Fire, undeva pe, o, pe un hall de la unde intrai. Și acolo aveau și studio. Ei trăseseră deja albumul Somn acolo, care nouă ni se părea Dumnezeu. Și am zis, băi, vrem și noi să tragem... Și a stat Dan cu noi, a avut răbdare, mi-a stins lumina, adică vrei și ole cu lumina stinsă, lumina aprinsă, cu... săracul la mine. Dar a avut răbdare cu noi și... Iar acum povestește tu, Dane, ce ți-a aduce aminte de la sesiunea de registrări Crize. Tu vezi ce vagă mi-aduc și aminte, habar nu mai am vrea. Deci atunci trăgeam, ne chineam să identificăm efectele voce cu care să tragem. Și eu că am tras vocea de fele cu procesor de chitară în care încercasem să tragem și vocea mea pe Tom. Și am zis să replicăm, că dacă atunci a sunat bine, mă rog, între ghilimele bine, la momentul ăla sunat foarte bine, but do it yourself, așa, hai să facem și cu Crize. Și nu știu dacă a sunat bine, a sunat rău, a sunat la un demo pe care l-am avut cu toți și a fost foarte bine. Da, ce mi se pare interesant, că voi practic împărțeați aceeași nișă, cel puțin voi două trupe. Mai erau și altele, am pomenit mai devreme, era și Narcoma deja pe piață. Și cu toate astea... Erau în Cluj, erau în altă parte. Nu da, știa. Așa era foarte greu, erau și implantul de pus, erau mult mai greu. Implantul, evident. Mai spre hardcore un pic. Da, revenind strict la relația asta de Coma Crize, voi care deja erați pe piață, ocupați nișa asta, ați avut curaj să ajutați o altă trupă care era posibil să vă ia din public. Păi, da, nu conta, știi cum e, cu cât mai mult, dacă sunt mai multe magazine pe aceeași stradă, lumea se creează vada acolo și vine mai multă lume, pur și simplu, că același principiu l-am folosit. Vreau să aud asta din gura ta, vreau să aud filozofia asta care să se împrăștie cu ocazia asta. Iată, exact, nu mi se pare că e concurență în zona asta. Faci ce faci mai bine și e bine. Și uite că și băieții ăștia după 18 ani de zile au tot oprit, au tot pornit, nu știu, mă enervează dacă au tot făcut așa, dar, mă rog, acum poate să ține treabă și o să mai pe treaba asta lumea, știi, că am văzut că și-au făcut o brigadă mișto, o echipă mișto. Exact. Păi bă, la nivel de dorință, eu vreau un concert Coma Crize, poate iese cu ocazia asta. Păi, de... Bine, asta a fost bucuria chitaristului. Am auzit. Bine. Bine, Dan, îți mulțumim. Mi-a adus aminte de lucruri. Și voi și șoale, e foarte frumos. Bravo, bravo. Ciocul, salutare la băieți. Da, 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 te aud și ei. Bine, Dan, îți mulțumim, data viitoare o să fii tu aici. Mulțumim frumos, Dan. Pe scena asta. Global World District Live at Gary Live. Păi ar trebui să fie momentul ăla, asta e așa. Sunt două variante. Cineva de aici, din sala asta, dacă va recunoaște ce se va întâmpla pe scenă, ce se va măcelări pe scena asta, să vină lângă mine și dacă știe ce piesă măcelărește trupa Crize, o să primească o invitație dublă la concertul de miercuri. Puteți reacționa dacă nu sunteți acum aici la 0758948948, SMS și WhatsApp, dacă veți recunoaște iarăși ce piese măcelăresc cei de la Crize. Veți primi o invitație dublă pentru concertul de lansare de nou single și, atenție, nouă linie de merchandising, se întâmplă miercuri în expirat. Așadar, luați de recunoașteți! Global Worth District Live at Gary Live. Bună seara, bună seara, pace, pace, frați, surori. Ra, ra, ra. Ra. Ultima oară de la zero. Nu pot să mă întorc înapoi, voi cu pintele lei, doi urechile lei, stai de facă să-mi fac foc, cred că mi-am dat foc, de până am tras cox. Let's go.
scape de jocul de ele. Jocul de ele. Toate miliarde. Toate milioane. Muzlați, muzlați, muzlați. Pantalonii purtați, bufați, turbați. La metrou mutați. Fații mei achitați, marginalizați. Curcați la pământ, încurcați. Călcați la pământ și turnați. Când sunt deprimat, dar tu vei orice plec, orice vreau vazionat. Te-ar obsedat, te-ar personat. M-am transformat, ce personaj. Optați de oraș, de vreau de fărează. Vreau nerăvași. Am nevoie de ea să mă calmez. Nu mai vreau să mă blamez. Cu respect să mă dea de pia. 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 Fac note mari ca de mandate. Molotov, pala de flambate. Prima de la bancomate. Nu votez maestat. Eu nu plec în străinătate. Tot ce știu, tratate, ratate. Eu nu fac rate ca să plec în state. Eu fac de la parte la partid. Fac de la rute din Madrid. Să pot să-i pună terenul arid. Ideea din pună ca tu ești valid. Facă bombe la protest. Facă bombe la proces. Facă bombe la congres. Bombe la camera de... Bombe la casa, bombe la complex, bombe la interior și la cortex, bombe la conferințe. Am bombele din venite, camicase, piramide de oase, manca de gaze pe stradă, manțe nervoase. Frecvențe joase, frecvențe joase. Trag de afare, spune bagă trag prea tare. Știi că am o forță, bagă trag tractoare. Bagă trag tractoare. Ha! Cine e copilul? Cumpără beton cu barilul. Cumpără ce vrea cu barilului. Ra! Bine, ai venit în capitale. Ha! Ra! Bine, ai venit în capitale. Puțină gălăgie dacă vă simțiți bine. Mulțumesc frumos. Bine. E cineva în sală ce vrea să încerce, să spună ce s-a executat pe scenă?
Bă, nu știe nimeni, culmea că... E... Păi vină cu ace, vină cu ace. Zi-mi doar numele mic. Așa. Pune numele mic. Mihai. Zi ce a fost pe scenă. Am avut... Măcar o piesă, dacă nu le știi. Dacă le știi pe toate, o să fie aplaudat. Am avut pancarte, bani moarte. Aplaudați-l, mă, trupa Crize aplaudă. Aplaudați-l, pe bune. Așa. Mike Tyson. Și? Două din trei. Legenda celor patru colțuri ale blocului. Rămâne la două din trei. Băi, dar îi dați premiu? Câștigă o invitație dublă la concertul de miercuri. Felicitări. Bravo. O să-ți ia producătoarea mea astăzi, Gilda Cumbărzan, o să-ți ia datele. Așa, să revenim la voi. Zi tu, Chimie, cum ai dat peste trupa Crize sau trupa Crize peste tine? Mă știu cu fratele Dop de la Bas și cu fratele Fane. Ne știm din Constanța de când eram puștan la pubertate. Mă, asta e secta din Constangeles. Da, și cu Șole mă știu și cu el de vreo 10 ani de pe străzile din București. Așa? Cam asta e. Păi stai, și cum ai ajuns să faci piesa cea nouă cu Pentru ei? Pentru că m-am mutat în Berceni. Fane trecea pe stradă cu BMW-ul. Mișule, m-am mutat aici, am studioul, vin la studio și... Am rămas la studio. Asta merită, mă, să ajungă pe un... așa a fost. Păi știu, dar merită să ajungă pe un scurtmetraj. Poveste din Berceni. E autentică asta. Ori îți place, ori te temi. Așa e, foarte bună combinația. Ultima piesă, cel puțin, o vreau și tras în studio. A sunat impecabil, așa, se varianta rezolvă. Asta cu foarte mult distors pe ea și cu tine, Șole, peste urlând. Și... E foarte interesantă combinația asta ca stil pe care n-a încercat-o la noi mai nimeni. Pe de-o parte a fost conscious hip-hop cu distors, cu hardcore peste. Și au fost și momente pentru că tu ai pasajele tale de onomatopee. Cred că ați inventat și trap metalul cu ocazia asta. Trap metal în limba română. For the wicked. Și ești. A, și da. Bine. Dar facem la următoarea. Pace pentru Cluj, se știe. Ați auzit. Oricum și ei or să fie la rând la un moment dat să ieșeze pe scenă de asta aici la Gary Live, ceea ce mi-aduce aminte că noi trebuie să continuăm cu... Global Worth District Live. Nu, te mai vorbim la Șole. Șole, adevărata poveste de fapt a trupei, va trebui să o livrezi tu, ce era cu 18 ani, în regie, pe banca aia din regie, de fapt acum 19 ani, că se întâmpla în 2000. În 2000 v-a venit ideea să faceți o trupă. Care trupa s-a născut în 2001? Realitatea este foarte simplă. Așa. Eu eram un fel de rocker venit din vechea generație cumva. Și când am venit la București, m-am dus într-un club care se numea, nu mai știu cum se numea, dar în fine, în Fire s-a întâmplat toată schema, unde am dat scosese Vița de Vie Fenomentalul, mm-hmm. care acum a făcut 20 de ani. Exact. Și mi s-a părut așa, mamă. Da. Și zic, mamă, 20 de ani. În fine, și eu fiind real influențat de ce se întâmpla în perioada aia cu trupele românești, mă refer foarte mult Vița de Vie și Coma, mai concret. Ok, dar și H8. De ce te-ai autodefinit ca fiind un rocker de tip vechi? Pentru că eu veneam din Ploiești, de unde aveam un grup de prieteni cu care ascultam muzică rock mai vechi puțin. Adică n-aveam deschiderea asta către Deftones, Korn, Limp Bizkit, nu știu, că mi-am luat primul album cu Deftones, cu astea am înnebunit, zic, wow, mie mi-a explodat. Da, mintea, zic, deci se poate și altfel, cumva. Și eu am fost foarte încântat de zona asta în care se întâmpla treaba. Mi-a plăcut foarte mult ce era și în Fire-ul ăla, că era la început. Nu visasem, nu văzusem decât pe Vie Icioan, câteodată în cât un sfert de clip la câte unii atmosfera aia. Și m-a fermecat instant, cumva. Așa. Și să ajungem la banca aia din regie. Am avut foarte mare noroc. Stăteam în regie și la un moment dat... Tu fii student la? Poftim? Tu fii student la istorie. La istorie. Dar nu stăteam în regie la căminele de la nu știu ce de era. La inginerie, așa. Normal. Da. De la conservator, da. Wow. Și ne-a lăsat tanti aia care era, cum îi zice, un fel de administrator al clădirii, ne-a lăsat să repetăm în spălătorie. Băi, frumos. Care spălătoria era la ultimul etaj și repetam cu geamurile deschise și se auzea în toată regia aia, deci cam așa a fost. Oricum nu deranjați pe nimeni. Absolut. Culmea e că n-a venit niciodată poliție, nimic. Păi, era totul, nu înțelegeam. Trebuia să reclame cineva să vii de poliție. Nu ne-a reclamat nimeni. Păi n-a venit. Da, și am avut un noroc de ăsta că trecea un producător de la
era Florin Călinescu vinerea, ceva mare pe vremea. Chestiunea zilei. Da, și a, exact, exact. Așa. Și a trecut producătorul emisiunii ălea, cumva, și a urcat prin regie și a auzit pe voi. Da, frate, și a urcat la etaj la noi în spălătorie și a zis: cine, care-i treaba? Vreți să veniți la emisiune? Zic: da, ești nebun, nu prea știm să cântăm, dar dacă ne chem, venim. Adică nu-i nicio problemă. Păi, măi, asta în ce an era? În 2001? În 2001, da. Și voi ați ajuns cu crize la chestiunea zilei? Da, adică noi nici n-aveam de... aveam doar o piesă. Stai așa, Miciu, dă-i microfonul. Dă-i microfonul. Vineri seara în direct se numea. Ah. Da. Cu Florin Călinescu, era o chestie, chestiunea zilei, ceva. Da, și avea el trupe live, era, și ne-a rămas așa, zic, băi, ești nebun, chiar ne cheamă. Adică noi până nu ne-am dat jos, n-am crezut că e pe bune. Da, și ne-a ajutat foarte mult. Și acolo chiar ați livrat, ați băgat distors în... Pe, da, pe TV și doar... v-a lăsat, a fost toată piesa, v-a lăsat o piesă întreagă? Da, 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 da. Wow. Bă, n-am știut, mai există filmarea asta, dacă o căutăm? O avem noi pe VHS. Păi puneți-o, mă, pe YouTube. Da, nu știm unde e VHS-ul. Credeam că spui că rock, nu știi, nu știi cine să te digitalizeze, că asta se găsea. Dar a fost super tare și după aia ne-a ajutat foarte mult Oana Popescu la Atomic. Da, 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 cred că ne ascultă. La Atomic am și văzut prima dată DVD-ul cu Deftones, cu White Pony, care ne-a schimbat viața și cumva ne-a trasat și... Dai, și vouă cineva, a făcut cineva clipul în perioada Atomic? Pentru a fi difuzat pe Atomic? Nu, n-aveam clipuri, ne-a chemat Oana la emisiune, că noi am avut primul clip târziu, în 2005 am avut abia primul clip. Post-Atomic. Da, 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 da. Epoca post-Atomică, am înțeles. Deci atunci ne chema, filma Oana pe la concerte, ne și am avut mare noroc și cu Hefe după aia și cu... Voi erați consultați permanenți. Deci asta a fost prima etapă, cum ar veni. În momentul în care ne-am trezit noi în regie, hai să facem asta. După care am început să ne luăm mai în serios și a venit etapa cu Mihai Andrei, cu care ai vorbit mai devreme, cu care ne-am simțit absolut extraordinar. A fost, Dar nu zic ce s-a făcut cu demo-ul. Cu demo-ul, demo-ul tras tras, l-am tras la Coma și în perioada era chestia aia cu DC++ sau da, 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 ceva. DC++, da, da, da. ODC, ODC de-astea. Și toată lumea l-avea. Din cei care l-ascultau, vreo 3 sferturi ne urau foarte tare. Pentru că nu eram tocmai rockeri, eram și veniți cam a treia formație pe stilul ăsta într-un an, cei cu ăștia, ei erau deja fanii altor trupe. Cumva în prima fază a fost destul de greu. Dar... Și stai așa, cum ați reușit să aveți concerte? Dar nu mi-ai răspuns la întrebare, ce ați făcut cu demo-ul? Primul concert l-am organizat eu ca să fiu sigur că există. Așa, unde? În regie, într-un club, Piranha era. Pe bune, tu știi câte trupe au concertat acolo de-a lungul. Și am cântat cu H8. Era, wow. Da, am cântat noi cu H8. V-ați cântat la terasă la Piranha? Da, primul cu nostru concert. Da. Wow, foarte și bun. Era cu terasă, cu aia, da, era frumos. Știu, era foarte mare terasa aia. După aia ne-au ajutat foarte mult Coma cu înregistrarea asta a EP-ului, care a circulat foarte mult și datorită căruia am avut foarte multe concerte în perioada aia. Dar cu demo-ul în sine nu ați bătut la niciun label, că erau multe și în perioada aia. Mi se pare că am încercat, mi se pare că ne-am dus la ceva care era A&D, o chestie de genul ăsta, unde erau mai mulți, erau OCS, erau... Și zic, bă, hai și noi la A&D, poate ne bag... Nu ne-a băgat nimeni, înseamnă, n-am... Eram complet neinteresanți pentru A&D Records. Așa? Mi-aduc aminte că am mai încercat foarte drăguț, asta o să, mi-aduc aminte toată viața, ne-a chemat Marius Moga la studio. I s-a părut o idee foarte bună să facă o trupă mai rock, să producă o trupă mai rock. Și ne-am dus la studio și noi fiind, eu fiind în principal pe vremea aia destul de prostuți, am refuzat tot pentru că eu sunt rocker. Nici măcar nu v-ați dus să vedeți ce vrea să vă propună. El a fost foarte drăguț cu noi, adică cumva mereu o să-mi rămână în cap cât de bou am fost eu și cât de drăguț a fost el în seara aia. Dar de ce, mă, că poate de fapt ceea ce ai făcut tu a fost corect și ai setat direcția bună, azimutul corect al trupei Crize, prin refuzul cine tău. Cine știe, poate așa a fost. Dar el pregătise nu știu ce piesă de la Korn, cum îi plăcea lui, Make Me Bad, parcă era. Și eu zic, uite așa... Și cumva noi eram, no man, no, nu, nu, nu. Da, știi, și nu s-a... Adică, acum îmi pare rău. Marius, îmi pare rău, Marius. De ce, mă, că poate ajungeați de atunci cum sunt ăștia de la The Motans acum? Ești foarte dulci, dar cu niște distorți. Nu știu, prea dulce, așa. Nici prea dulce, știi cum e. Așa, e. După momentele astea, noi am descoperit pe internet, când, așa, am descoperit niște trupe de-astea noi, care ne-au schimbat iar cumva traiectoria. Păi, poți să le spui și numele, că o să se Mi-a plăcut Norma Jean foarte tare, mi-aduc aminte când am văzut prima dată Norma Jean, am înnebunit, zic,
mamă, this is next level, cum ar veni. Și am încercat să ne ducem în direcția aia. Bineînțeles că nu se punea problema de copiat, pentru că în primul rând nu eram în stare să copiem ce făceau ăia. Dar ne-a trupa plăcut. Era în formulă de câți? De 4 sau de 5? Era în formulă de 5, da. Okay. A funcționat foarte mult timp în formulă de 5. Asta e acum maximul de 6 atins. Da, 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 da. Am mai fost 6 în perioada în care am scos EP-ul For The Damned, când eram cu Vlăduț, cu Fane. În vechea cu formulă. Da, formula veche, cu Ionuț Cojocaru, care e la Breedlast acum. După momentul ăla în care noi am devenit un pic mai metal, mai nu știu ce, am devenit și mai metal. Am început să cântăm din ce în ce mai dur, că era fascinația asta a cântării dur, cumva. Și am cântat dur până la un moment dat am ajuns într-un moment de impas în care nu ne mai înțelegeam. Nu ne mai înțelegeam. Dar în perioada aia n-ați scos nimic fizic? Ba da, am scos EP-ul For The Damned. Așa, okay. Cu Forever Yours, da, Letter, da, da, from God, da. Da. A fost foarte bine primit, am avut concerte, a fost așa. Din păcate, noi între noi am avut niște chestii pe care acum poate le înțeleg. Mm-hmm. Da, acum suntem toți în continuare prieteni, nu e vorba de nicio fază, păi, doar că a fost un moment ăla în care nu se mai putea. Tocmai de aia, v-ați putea să faceți la un moment dat un concert cu toți? Cu toți. Am făcut în 2012, că așa ne-a și venit ideea să refacem trupa. Că am luat... Păi da, dar între timp, din 2012 până acum, au mai apărut pe listă niște foști. Da. Da. Se poate face din nou. Povestea noastră nu este o poveste clasică a celor care eu tot zic asta. Nu ne-am întâlnit în liceu când eram noi mici, și eram super prieteni și mama noastră făcea prăjituri și noi mâncam toți acelea. Păi nu era așa. Ești genul de trupă slash organism foarte viu. Da, noi am făcut când s-a întâmplat, când asta, exact, a gift and a curse, exact. Da, da. Dar asta e schema. Și după aia în 2011 am cântat cu Parkway Drive, ne-am împăcat, ne-am zis că gata, e ok, we're good. În deschiderea lor. Da, da, da. Unde se întâmplă asta? La Preoteasa a fost. Cu protest urban, nu, Preoteasa, Silver Church, da. Da, 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 da. Și cu protest urban, a fost frumos. Da, a fost foarte tare seara aia. Bun. Salutări, protest urban, se știe. Bine, o să ne întoarcem la poveste după altă sesiune de Global Worth District Live at Gary Live. Chiar acum, Gary Live se cântă pe Radio Guerilla în direct de pe scena amplasată în Tower Center International cu Crize. Take a break. Coboară la Gary Live. Bogdan Șerban, ai legătura. Music makes us grow at Global Worth District. Printre ei sunt și eu și tu. Sufletul trece prin oblic.
grijă să nu ți-l vin. Fac din mai bine m-am răscândit. Ce urmează acum este infinit. Colorat și purtat de vânt. Fluturele de la mine din gând. În păcat nu se uită înapoi. Nici nu regretă, nici nu uita noi. Nici nu regretă, nici nu uita noi. Du-mă înapoi, du-mă înapoi. Eu nici măcar nu sunt de pe pământ. O să vezi, o așteaptă. Nu e vina mea, nu e vina mea. Că am adormit, obosit, senor. Restul poveștii miercuri va fi în expirat. Global Worth District Live at Guerilla. Să nu mai decât în gând. Să
se poate. Înapoi e război, acum ești din altă parte. Cum te ascunde, ca și 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 cum te ascunde. Să nu mai ai nimic de pierdut, nu mai, să nu mai, să nu mai decât. Dai apa pentru ce să te arăți, ca și cum te ascunde. Ca și cum te ascunde. District live at Gary Live. Așa, hai că din vechea formulă avem și pe Mircea. Ai microfon, Mircea? Să continui tu povestea? Ia. Dați-i microfon. Așa, perfect. Te auzi? Nu, nu se aude. Poți să-i dau pe ăsta? Ia. Da. Bună ziua. Mircea Ionescu, așa. Continuă povestea lui Șole. Unde a rămas? Nu eram atent. Ai gândit că m-a scuz la tablă. Ia, uite, ia-l pe ăsta, Șole, ia-l pe ăsta să-l ajuți. Așa. Mulțumesc. În 2012. Hey. Da, a fost concertul ăla cu toți, în 2012. Ah, după care? 2014, Busola. Busola. El cu Ionuț Cojocaru. Cioară. Cum, așa. Să-i zice în cartier. Carlos. Berceni Carlos din... E singura noastră piesă acustică lansată ever. Ei și doi, filmat da. De mi. Da, și hai. Clipul e filmat chiar de Mihai Andrei. De Clormuț. Filmat undeva la Țăndărică, sus, într-o sală de, teatru. De teatru, da. Aha. E o piesă pe care n-am promovat-o, n-am vorbit foarte mult despre ea, dar e o piesă la care personal țin foarte tare. Că a fost ultima, cumva s-a încheiat o epocă odată cu piesa aia. După care am revenit în 2016. În 2016 ne-am întâlnit cu Andy Ștefănescu. Deci o altă formulă față de asta de aici. Să spune și asta că voi în 2000... Din fondatorii grupului. Exact. Și am luat-o practic de la zero. Am început să facem piese noi, ușor, ușor. Bă, da, în momentul în care puneați trupa în cui, o făceați doar pe motiv că existau neînțelegerile astea și de-aia nu mai puteați performa. Da, we were so stupid. Ce bine că ai zis tot. Era o perioadă dificilă. Așa. O vârstă dificilă. Fiecare are... Consumatorii de muzică cu mult distors, oricum vă mulțumesc și sunt reacții pe tema asta venite. De data asta sper să vă iasă a la lung. Ne dorim, și îți dai seama că ne dorim asta. Bun. Momentan arată bine, noi ne simțim cel mai bine așa. Acum... Nici tu, Șole, și sau data trecută, voi mi-ați venit în 2018 la radio în formula de atunci, din care acum mai sunteți doar voi doi. Deci, în 2 ani de zile, mă rog, un an, de fapt anul trecut ați venit. 2017, acum 2 ani, ok. Da. A bine. Fost o fază că au plecat toți trei în același timp, într-un voiaj. Din diverse motive,
Unul că trebuia să plece la muncă în altă țară. Am înțeles, nu erau artistice, da. Erau strict da, n-a fost profesional. Scandal, n-a fost de... Așa ne-a dus viața, pur și simplu. Am înțeles. Nu știu dacă atunci cu tine și eu le parcă mi-ai zis și de, ai zis și de cealaltă trupă de She's Dead. Când ai venit atunci, tu Mircea, mi-ai zis de povestea ta? De muzician? Da, păi da. Păi, am fost amândoi cam tot timpul, peste tot. Adică toate... eu eram prieten cu Șole și cu Andy din 2000, din 2000 cam așa. Andy a venit la un moment dat, eram un fire și eu îl cunoscusem pe Andy și a venit la mine. Vino cu mine, trebuie să cunoști pe cineva. Și m-a luat, m-a dus în backstage, chiar în clubul backstage, da, era alături. Și atunci l-am cunoscut pe Șole. Și de ce trebuia, dar de ce trebuia să-l cunoști pe Șole? Șole, ce ai făcut? Ai recitat o poezie? Am dat noroc și am făcut cunoștință și de atunci ne cunoaștem și ceva. Sunt la 21 de ani. Hai, interesant. Puteam să avem un copil, îți dai seama? Da, de obicei, era major în toate țările. O trupă se naște, că, sau o întâmplare de genul ăsta, de multe ori se întâmplă în studio și unul dintre cei invitați acolo trebuie să dea o probă. La voi n-a fost deloc așa. Nu. Păi habar n-aveți ce știa să faceți unul. Sau nici unul trebuie, nu știa la nivel muzical ce poate să-l intreze. Știam ce ne dorim. Și funcționează și așa, ți-ai pus targetul că toți suntem într-o corporație, mă rog, într-o clădire de birou. Oricum, majoritatea lucrăm în corporație, ok, nu e ca și cum... Am încercat să părem noi străini, dar știi, toate paradoxal că mi-a povestit colegul de la Tobe Bogdan că, măi, este bucurat că o să fie în sfârșit la el la birou, în Pipera. Și când s-a uitat pe afiș, a văzut că nu trebuie să vină din Pipera în Piața Victoriei pentru concertul ăsta. Bine. Băi, în cazul ăsta, uite-mă, corporațiile, în cazul vostru, salvează muzica cu distors. Bine, o să... Eu sunt ok, de oriunde ar veni salvarea nu e nicio problemă. Continuăm o povestea crize și muzica lor după ce trebuie să mulțumesc celor de la RNT, pentru că de-aia acum ajungem în mașinile voastre sau, mă rog, pe paginile voastre de Facebook. Sunt cei care ne dau țeava asta de net și în același timp mulțumim și celor de la Auto Italia pentru Fiatul Doblu pe care l-au pus la dispoziție să putem muta tot ca la balâcul ăsta. Global Wealth District Live at Gerilive. Revenim! Tu ce faci pentru mașina ta? Fă-i revizia în rețeaua Bosch Car Service folosind filtre Bosch și ulei Castrol Edge și primești cadou cardul de asistență rutieră Bosch Service valabil în România. 365 de zile beneficiezi de garanție, depanare la locul evenimentului, tractarea mașinii și transportul pasagerilor. Bosch Car Service. Pentru mașina ta. Iubești cafeaua? Convinge-ne și Cafea Musetti te trimite la Academia de Cafea Musetti în Italia să devii barista junior. Unde, dacă ești cel mai bun, mergi mai departe la cursurile de certificare barista profesionist la SCAE Italia. Așadar, iubești cafeaua? S-auzim în Gherila de dimineață. Mio Espresso Musetti Arabica. Evoluzione Cafe Musetti. Certified Speciality Coffee. The best deal for Horeca. Codecamp revine toamna aceasta în București pe 9 noiembrie într-o nouă locație, Hotel Marriott. Îi vei putea întâlni pe J.B. Rainsberger, The Code Whisperer, Uther Denayer, CTO IBM Belgium, Robert Chatley, Director of Software Engineering Practice at Imperial College London și alți 50 de speakeri. Ediția aceasta vei putea alege din 8 track-uri tehnice, UX Unconference, dar și Code Retreat, un eveniment practic intensiv concentrat pe software development și design. Mai multe detalii și înregistrare pe codecamp.ro/Bucharest. It's about what happens next. Ești gata de Black Friday? Vrei să te înnoiești cu un smart TV mare și frumos, ultimul model de telefon sau o mașină de spălat care îți ghicește gândurile? Aplică pentru card avantaj Mastercard cât mai curând și ai până la 24 de rate fără dobândă la EMAG. În plus, cumperi în 18 rate la orice alt partener AT&T din rețeaua card avantaj. Intră pe cardavantaj.ro pentru detalii.
Folosim flori românești, de aceea buchetele noastre durează mai mult. Evităm folosirea buretelui floral și le împachetăm în hârtie FSC, imprimată cu cerneală din soia, pentru a putea fi reciclată. Nu folosim hrană pentru flori, dacă dau semne de ofilire, nu le mai vindem. Le livrăm cu bicicleta și, nu în ultimul rând, facem buchete de flori foarte frumoase. Nu știm dacă o să schimbăm lumea, dar practicăm un design de flori responsabil, avem o abordare ecologică și suntem mândri de ceea ce facem. Joyaflowers.ro, game changer în businessul românesc, sprijinit de Telecom. Nas înfundat? Vibrocilactilong te ajută să scapi în viteză de senzația de nas înfundat. Începe să acționeze în 2 minute cu un efect ce durează până la 12 ore. Vibrocilactilong este bine tolerat chiar și de către persoanele cu mucoasa nasului sensibilă. Vibrocilactilong desfundă nasul rapid. Respiră viața! Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Se aplică un puf în fiecare nară de 3 ori pe zi, maximum 7 zile. Nu utilizați în timpul sarcinii. 20 pentru România. Noi antreprenori se cresc în Guerilla Camp, susținut de Banca Transilvania. Își vor scoate așii din mânecă exact ca la tenis. Își vor marca goal-urile de business ca la fotbal și vor face valuri ca la kayak canoe. Guerilla Camp 2, antrenat de Mindspace, hidratat de Aqua Carpatica și programat de HP. Mi-am folosit experiența pentru a construi o platformă online de curs certificat cu peste 180 de lecții de marketing online de la A la Z, unde antreprenorii, managerii și profesioniștii pot învăța cum să atragă cât mai mulți clienți. Tot pe platforma mea te poți familiariza repede și bine cu domenii precum strategie și planificare online, social media, publicitate online, SEO, email marketing și blogging. Sunt Călin Biriș și te invit pe onlinemastery.ro. Game changer în businessul românesc, sprijinit de Telecom. În fiecare luni seara, de la ora 9, te așteaptă o emisiune de muzică și deranj. Piticul dejun, cu Dan Amariei. Emisiune bine văzută prin lentilele de contact Bausch & Lomb. E tot ce vrem noi să fie. Pentru unii e alarma de dimineață, pentru alții e cel mai bun fotograf. E ziarul de citit în timpul mesei sau ghidul străzilor pe care n-ai mai călcat niciodată. Acum, pentru clienții Raiffeisen, e și portofel. Plătește smart, ușor și sigur cu iPhone-ul tău sau cu Apple Watch folosind cardul Raiffeisen Bank prin Apple Pay. Hai la Raiffeisen Bank și plătești exact cum vrei. Raiffeisen Bank. Banking așa cum trebuie. Îți place jocul? Ești antreprenor, ai businessul tău și te gândești să schimbi regulile jocului? Spune-ne în fiecare dimineață în Gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Matei sau pe freedomarondgherilaradio.ro cum vrei să devii game changer în businessul tău în 2020. Cumpără-ți și un abonament Freedom Mobile de pe businessliber.ro și Telecom te trimite într-o excursie VIP la Madrid la meciul de fotbal România-Spania. Repetăm, în Gherila de dimineață sau direct pe freedomarondgherilaradio.ro. guerillaradio.ro. Mergem și la flamenco. Telecom, suporter al game changerilor în businessul românesc. Business liber cu Telecom. Peroni prezintă ghidul momentelor de respiro în Cinque Terre. Cinque Terre, 5 sătuce de pe riviera italiană care îți delectează privirea cu plajele lor idilice, dar și auzul cu blitzuri foto și cu vacar neîntrerupt. Asta până să urci 382 de trepte spre Cornilia și să rătăcești pe străduțele înguste. Te așteaptă peisaje superbe, ale căror spectator vei fi doar tu. Inspira adânc, ăsta e momentul tău de respiro. Câștigă momente de respiro în cele mai frumoase orașe ale Italiei cu fiecare Peroni Nastro Azzurro cumpărat. Află cum pe www.peroniitalii.ro pentru cei peste 18 ani. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Înapoi aici! Global Worth District Live at Gary Live. Chiar acum, Gary Live se cântă pe Radio Guerilla în direct de pe scena amplasată în Tower Center International cu Crize! Take a break. Coboară la Gary Live. Bogdan Șerban, ai legătura. Music makes us grow at Global Worth District. Trebuia să mai fi spus
noi simt. Am ales, am ales să revin. Picură, picură, picături de venin. Mă cheamă, mă așteaptă. Come on!
with another motherfucking bullet kill me. With another one, help me. With another motherfucking bullet kill me. Kill me now, help me. With another motherfucking bullet kill me. With another one, help me. With another motherfucking bullet kill me. Kill me now. De fapt, Gary Live-ul de făcut pogo pe el, oh, pe tot Gary Live-ul ăsta. E de găsit și pe Facebook ulterior, se poate executa pogo oriunde ești. Abia aștept să-l văd și eu. Acum, tu cu Mircea ar trebui să prezentați noua echipă și să spuneți despre fiecare dintre ei câte ceva. Ia. Yeah. Da. Îmi și face foarte mare plăcere să fac asta. Stai, facem o paranteză, e de bine pentru voi. A venit următorul mesaj de la un telespectator. Și eu și soția avem tricouri Crize pe care le-am luat de la Top de Buzău. Ce vremuri! Wow! Da, mulțumim foarte tare! Au 18 ani, trupa asta face 18 ani de când există și în cultura asta alternativă, locală. Așa, spune, prezintă trupa, te rog. Vreau să zic că îmi face și foarte mare plăcere să fac asta, pentru că mi se pare că am realizat foarte multe într-un timp foarte scurt și sunt foarte, cum să zic, mândru de și entuziast, da. Și mi-e foarte drag de băieții ăștia și o să încep cu Fane, care e în stânga mea și cum se pasează de la stânga spre dreapta, așa spunem și noi, de la stânga spre dreapta. Este Fane, Ștefan Marin, de la Artholic, fratele lui Dob din copilărie, care a venit și am coleg de bancă, din liceu, se știe. Așa. Și lucrăm împreună de la Să nu mai, venind piesa cu Chimie, Mijlocul pustiului și piesele pe care le-am cântat împreună cu Mișu Foarfecă în seara asta. Pe una dintre ele, cel puțin, ți-am zis că vreau un studio, să o dau și eu la postul nostru de radio, care postul nostru de radio își pune foarte nervos. Radio Gherina. Așa? Foarte bun. Foarte bun postul vostru de radio. Mulțumim. Continuă. Pe Mircea îl cunoașteți. Da, ai zis că nu, în afară de... nostru, da. Membru fondator aici. Păi, am spus. La top este Bogdan Cristea, care e cu noi, face 2 ani de când e cu noi. Yeah. Azi. Astăzi sunt 2 ani, nu cred. Bă, bro, I love you so much. La mulți ani în continuare. E singurul care se uită și ridică din sprâncene când vede telespectatorii ce coboară din clădire, corporatiști din clădirea asta, care nu opresc, doar stă, dar el, tu ai contact cu ei și ești, nu? Eu mă uit un pic de pe cei cu
Nu, dar trebuie să-i pui, să-i dați un microfon. Mă rog, am înțeles. Bine, continuăm. O să continui cu Chinu, care este cel mai recent venit în formație. A învățat totul foarte repede, a lucrat cu noi aici, a făcut foarte multe lucruri. Îl iubim foarte tare, nu-i place foarte mult să vorbim despre el în public, cu scenă, cu așa, așa că o să mai vorbesc vreo 5 minute despre el, special pentru că știți cum e. Să zic de Robert, de Killer Victim, de toate trupele astea cu care noi am repetat, repetăm în sală și care ne simțim minunat. Și am ajuns la Dop, frate meu, din altă mamă. De fapt, poate e chiar aceeași mamă, te-ai gândit la asta? Da, mă, dar una spirituală, am înțeles. Lasă. Sau același tân. Cine știe cum s-a întâmplat, erau ani nebuni pe vremea Da, impresia care că Dop în România este... a fost o perioadă de gen anii 60 în care să fie foarte mult hippie și da, doar dragoste 2008-2012. Aia patru au fost sfârșitul anilor 60 din state, da. Ok. Și cu Dop istoria merge mult timp în urmă, de prin 2006 ne știm și lucrăm împreună și a venit cu noi în turnee și... Adică e... firesc, mi se pare că Dop e în formație de la început, deci nu, mi-e greu să vorbesc el ca și cum ar fi venit recent sau... Dar oricum, n-are numai în cel recent, are și el aproape 2 ani în curând. Băi, mulțumim, să spune că și el e cel care se face vinovat de tot ce înseamnă vizualul trupei Crize? Absolut. Până la cel mai recent clip, da. Am înțeles. Bine, o să continuăm, atenție, mai e momentul ăla important, și anume lansarea variantei de piesă nouă, varianta de Gary Live. E, de fapt, și o nouă invitație pentru Miercuri în expirată. O să fie mijlocul pustiului livrat live. Global Worth District Live at Gary Live. Imediat după asta. Un prim pas pentru o afacere de succes? Mută online operațiunile zilnice ale afacerii tale cu Alpha Professional, indiferent de volumul de activitate desfășurat. Avem 3 noi pachete de cont curent destinate PFA, profesiilor liberale, întreprinderilor individuale și familiale. Vino la Alpha Bank și alege unul dintre pachetele Alpha Professional. Sau intră pe alphabank.ro și aplică online. Alpha Bank. Evoluăm împreună. Temperatura scade sub 7 grade, roțile de iarnă BMW reprezintă alegerea cea mai bună pentru automobilul tău. Acum și cu 3 ani asigurare gratuită a anvelopelor. Mai multe informații la dealerul tău BMW sau pe bmw.ro/roți-de-iarnă. Ea este pentru tine cea mai frumoasă casă din București. Arată-ne pe contul tău de Instagram. Fotografiază-o cu sufletul, descrie-o pe scurt cu inima și folosește hashtag cea mai frumoasă casă, Dumbrava Vlăsiei și Radio Guerilla ca să te găsim. Câștigă unul dintre cele 3 premii. Locul 1, 3000 de euro. Locul 2, 2000 de euro. Locul 3, 1000 de euro. Dumbrava Vlăsiei și Radio Guerilla caută cea mai frumoasă casă din București. Detalii pe dumbravavlasiei.ro. Să ai o afacere profitabilă înseamnă să construiești pe o bază solidă zi de zi. La Ford suntem onorați să te susținem, să fim pilonul afacerii tale. De aceea am dezvoltat programul Rabla pentru autovehicule comerciale. Achiziționează unul dintre noile modele Transit, Custom sau Ranger și ai avantaj client de până la 9200 euro fără TVA, garanție extinsă și pachete service competitive. Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2019 și se adresează exclusiv persoanelor juridice. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer. Durere acută, pierderea vocii sau tuse uscată? Dă volum vocii tale cu Autosan Gel Forte pentru gât. Un produs natural cu gust plăcut de lămâie. Gelul pentru gât Autosan Forte formează o peliculă activă ce protejează mucoasa și asigură confort imediat. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj. Gama Autosan este disponibilă în farmacii. Din grijă pentru tine îți oferim 5 ani garanție la electrocasnicele Hotpoint. Pe ideal.ro te bucuri de calitate la Hotpoint. Îți livrăm produsele în 24 de ore cu verificare colet până în casă. Intră pe ideal.ro și comandă electrocasnice Hotpoint. Atenție! Ideal.ro cu 2 de L. Ideal.ro. De 10 ani partenerul casei tale. Un râs din tot sufletul întărește sistemul imunitar. Simplu la auz al...
totul e sufocant de contagios. Între 7 și 10 noiembrie la Teatrul Național București, Sala Media, Festivalul Național de Teatru de Improvizație aduce pe scenă cele mai bune producții de improvizație: Rap Battle, Slam Poetry, Sketch Comedy și Musical. 4 zile și 17 spectacole. Ai grijă, probabil o să te îndrăgostești. Bilete pe Eventbook. Plăcut de Radio Guerilla. Fundația Superbet prezintă 10 mari maestri ai șahului mondial într-un eveniment plin de suspans și acțiune. Superbet Rapid and Blitz Chess România. O confruntare de proporții epice din cadrul Grand Chess Tour cu premii totale de $150,000. O competiție în care deciziile ce te pot face să câștigi sau să pierzi totul trebuie luate în doar câteva secunde. Între 6 și 10 noiembrie la Stejari Country Club. Detalii pe Superchess.ro. Fundația Superbet. Susținem sportul românesc. Vino în stațiile Petrom, plătește cu cardul tău Mastercard și poți câștiga un spectacol privat cu Gașca Zurli. Află mai multe în stații și pe www.mastercard.ro/petrom. Salut! Sunt Alex Ciocan. Dacă și tu mergi de plăcere cu bicicleta, te anunț că a apărut cartea Liber la pedalat. Autorul Grant Peterson, un mare pasionat de ciclism, explică în cele 89 de capitole scurte, cu între altele, cum să-ți alegi bicicleta, cum să devii mai eficient la pedalat, cum să împarți carosabilul cu șoferii și cum să-ți crești masa musculară, toate într-un mod riguros, dar și cu ironie. Liber la pedalat este acum în librăriile din toată țara și pe pilotbooks.ro. Citită de Radio Guerilla. Lasă artistul din tine să vorbească. Lasă artistul din tine să răspundă provocării creator. Chiar dacă nu ai cunoscut încă succesul sau nu te-ai gândit niciodată la tine ca la un artist, următoarea colecție poate fi semnată chiar de tine. Call for Artists Collection 2020, un demers care susține generațiile de artiști emergenți. Lansat de creator, încurajat de Radio Guerilla. Detalii pe creator.ro/callforartists. Tehnologia mereu prezentă în jurul nostru în fiecare zi schimbă atât modul în care comunicăm între noi, cât și profilul meserilor care vor fi din ce în ce mai căutate în viitor. Noi, la Orange, vrem să venim în ajutorul tinerei generații și să-i pregătim pentru meseriile viitorului, pentru care cunoștințele tehnice și digitale vor deveni esențiale. Lansăm o nouă ediție a concursului național Super Coders și provocăm copiii cu vârste între 10 și 14 ani din toată țara să își pună în aplicare creativitatea și să construiască în limbajul de programare Scratch propria animație, care să continue povestea lansată de noi despre tehnologie și natură. Citește pe orange.ro povestea completă și află despre înscrierile și premiile din concursul național Super Coders. Azi e pentru tine. E pentru Fashion Days Epic Sale și reduceri epice de până la 70% la brandurile tale preferate. Comanda acum și primești azi sau mâine prin Easybox sau curier. Iar dacă te răzgândești, primești banii înapoi rapid. Doar la Fashion Days. Înapoi aici! Global World District Live at Guerilla. Suntem aproape de momentul final cu cei de la Crize. Alături de ei e și Chimie, ca să înțelegeți cu ce se va termina, cu ce piesă. Și o să închei și eu cu întrebarea pe care am pus-o tuturor celor care au venit la noul format, noul format al Guerilla Live-ului, mai exact Global World District Live at Guerilla Live. Și anume, pentru că voi sunteți genul ăla de trupă, vă calificați la întrebarea asta, Șoale, tu o să fii primul. Dacă te întoarce acum 18 ani, tu Șoalele de acum, la Șoalele de atunci, ce sfat ți-ai da? Dacă ar fi asta posibil, călătoria asta. Să nu mai asculți părerea altora și să-ți vezi de treaba ta, că ai face mult mai repede, mult mai mult. Bun, dă microfonul mai departe. În momentul în care te-ai apucat de muzică, te-ai întoarce la momentul în care ai zis că o să o iei pe calea asta, ce sfat ai dat tu ăsta de acum? Să fac ce am făcut fix până acum. Oricum am fost rebel. Ok, deci ești mulțumit. Mircea, zi. Don't panic, it will be ok. Bravo, mă. Așa, Bogdan. Dați-i drumul microfonului. Bate cu metronom și nu chelii. Chimie, zici și tu, Mișu. Yeah. Nu lua pe arătură, Bun. Ține-te de școală. Uite, mă, responsabil, bravo. Te temi, nu te temi, tot acolo ajungi.
Foarte bun. Așa, și acum e momentul să mulțumești celor care te-au ajutat. Lumea trebuie să știe că o formație nu poate să existe doar așa ca fază, ca muzică, și este foarte important să mulțumim unor oameni care au fost alături de noi și care în momentul în care nimeni nu credea în noi au crezut, ceea ce pentru noi contează cel mai mult vreodată. Și o să zic aici Darkside, Merch Division, yeah. Darkside Inc. Division, Darkside Entertainment, nou nostru merch îl găsiți la ei și vechiul nostru merch tot la și ei. Și apropo, ăsta nou o să fie de găsit în expirat, nu mâine, poimine. Vă așteptăm la lansare în expirat și le mulțumim și celor de la expirat că ne tratează mereu absolut excelent, mulțumim foarte tare. Trebuie să mulțumim neapărat Dope Design pentru tot ce înseamnă grafică, tot ce înseamnă asta. Poate e ciudat că e, dar trebuie să mulțumim pentru că n-ar fi la fel fără. Toată producția noastră muzicală se întâmplă la studio Artholic, cu foane unde mi se pare important să știți că acolo se întâmplă toată magia. Trebuie să-i mulțumim neapărat lui Biggie și Music Gear pentru toată treaba cu clipul, celor care ne-au ajutat cu clipul, regia, George Mieluș și Mihai Stoica, le mulțumim foarte, foarte tare, foarte mega băieți. Vă mulțumim foarte tare vouă că ne-ați dat ocazia să facem asta acum și ție, Bogdane, că mereu când facem ceva ești alături de noi și... Adică nu-s cuvinte mari, pur și simplu real îți mulțumim din toată inima. Și acum vine în mijlocul pustiului. Global Wars District Live at Guerilla. Fac crize,
viața pe parbrize. Urcare proiectele parbrize. Viața de valize. Pe la fiște la marnize. Știi că fac vise. Realitate. Una primă peste vină. Foarte presi. Una face diamante. Când vise tu m-a vins. Tu le sumezi m-a vins. Se tante pe un adins. Vise tu prea legalist. Numele doar o țicare. Care se face gastru. E fermele ca un parfum. Viața ce am. Mulțumim Bogdan Cristea la tobe, mulțumim Ștefan Marin, mulțumim Chinu, mulțumim Mircea Enescu, mulțumim Andrei Ionuț, mulțumim Ionuț Șolescu, mulțumim Mișu Foarfecă. Restul poveștii e miercuri, asta ne-a expirat. Cu tot cu o nouă rasă de merchandising semnat Dark Side, pe care scrie CRIDE! Ca întâmplările de genul ăsta să existe, cumpărați muzica asta oficial, la fel biletele la concerte. Mulțumim! Global Worth District Live at Gary Live. Take a break. Coboară la Gary Live. Data viitoare. Music makes us grow at Global Worth District.